Wow! Ce se întâmplă aici? Cine ești tu? Sunt capitanul Power Clean. A venit timpul să-ți aduc puțină aventură în rutina spălatului pe dinți. Urmează-mă! Pentru început, apasă unul dintre subiecte. 1. De ce sunt dinții și gingiile extrem de importante? 2. Cum îți poate afecta placa bacteriană dinții și gingiile? 3. Cum îți menții zilnic sănătatea dinților și gingiilor? De ce sunt dinții și gingiile extrem de importante? Deci, puștiule, să începem cu elementele de bază. De ce crezi că ai dinți? Bănuiesc că ar fi greu să mănânci fără dinți un măr sau orice alt aliment sănătos. Ha-ha, ai mare dreptate! Dinții te ajută să mănânci alimente sănătoase în fiecare zi. Wow! La cât mănânc eu, dinții mei lucrează din greu. Dar dinții pe care i-am acum vor fi aceiași pe care îi voi avea când voi mai crește? Ei bine, acum este posibil ca dinții tăi de lapte să înceapă să se clatine și să cadă, dar vor ieși dinții permanenți. Ai dreptate, dinții tăi lucrează din greu și este important să ai grijă atât de dinții de lapte, cât și de dinții permanenți. Înseamnă că dinții permanenți vor fi destul de puternici. Cu siguranță, puștiule! Dinții tăi au straturi interioare și exterioare. Există și o rădăcină care trăiește în gingie. Ce este gingia? Gingia este pielea moale și roz din jurul dinților tăi. Bănuiesc că este important să am grijă de dinții și gingiile mele. Cu siguranță! Cum îți poate afecta placa bacteriană dinții și gingiile? Dinții și gingiile tale sunt extraordinare și depinde de tine să le protejezi. Împotriva cui să le protejez? Împotriva germenilor din placa bacteriană. Acestora le plac dulciurile. Deci una dintre metodele de a-ți proteja dinții și gingiile este să mănânci sănătos. Ce urât! Germenii din placa bacteriană sunt oribili. Însă, sincer să fiu, nu par atât de răi. Oh, nu, puștiule! Placa bacteriană este dăunătoare. Dacă rămâne pe dinți, poate provoca găuri în dinți, cunoscute sub denumirea de carii. Cariile sunt dăunătoare și trebuie eliminate de un medic dentist. Se pare că placa bacteriană îmi poate afecta destul de grav dinții. Nu numai dinții, ci și gingiile. Bacteriile și placa bacteriană pot face ca gingiile să se înroșească și să se umfle, iar apoi să sângereze. Sună groaznic! În afară de a mânca sănătos, ce altceva pot face ca să am grijă de dinții și gingiile mele? Ei bine, aceasta este misiunea mea. Împreună cu mine și cu alți prieteni de-ai mei alături de tine în fiecare zi. Poți să ai grijă zilnic de dinții și gingiile tale, cel puțin de 2 ori pe zi, ca să nu mai spun de puțină distracție în același timp. Cum să-ți menții zilnic sănătatea dinților și gingiilor? Așa cum am discutat mai devreme, dinții și gingiile tale trebuie menținute curate cu ajutorul minunatei echipe Clean, protejându-ți astfel gura. Fiecare membru al echipei Clean are o misiune specială. Ca lider al echipei Clean, voi începe cu misiunea mea. Periuțele de dinți desprind și îndepărtează placa bacteriană de pe dinți și gingii. Cele mai bune rezultate le vei obține dacă te periezi de 2 ori pe zi timp de 2 minute. Și, ca să fie mai distractiv, întreabă medicul dentist despre o periuță electrică, așa ca mine. Mi s-a dus faima că fac periajul puțin mai ușor. Așteaptă un pic! Ai spus cumva că trebuie să mă periez timp de 2 minute? Este mult timp! Ei bine, în realitate, timpul zboară dacă îl ai alături pe următorul membru al echipei Clean, aplicația magică de cronometrare Disney Magic Timer. Rogă-ți părinții să descarce această aplicație pe tableta sau telefonul tău. Este făcută să te ajute să-ți periezi dinții corect în toate locurile în care este nevoie timp de 2 minute. În plus, este foarte distractiv. Wow! Este chiar interesant! Cu siguranță! Să-ți fac cunoștință cu restul echipei Clean. Ea e pasta de dinți cu fluor. Utilizând o cantitate cât un bob de mazăre pe periuța de dinți, vei putea să-ți periezi toți dinții și să-ți întărești smalțul, stratul dur de la suprafața dinților tăi. Ea este ața dentară, mică, dar puternică. Te ajută să elimini placa bacteriană din locurile la care se ajunge cu greu. Și, ca să completezi echipa, apa de gură cu fluor, care este de asemenea o alegere bună. Plătindu-te zilnic, exact ca în instrucțiuni, poți curăța zonele în care nu ai ajuns cu periuța. Interesant! Nu știam că sunt atâtea alegeri care mă pot ajuta să-mi păstrez dinții și gingiile sănătoase. Mulțumesc că mi-ai arătat ce experiență extraordinară poate fi! Cu plăcere, puștiule! Și să nu uit! Mai este un pas important pe care trebuie să-l faci pentru a-ți menține gura sănătoasă. Nu uita să mergi la medicul dentist odată la 6 luni. Acolo vei avea parte de o super curățare. În plus, vei afla dacă sunt probleme la care trebuie să lucrăm împreună ca să ai un zâmbet sănătos mereu. Ai fost de mare ajutor! Mulțumesc din nou, capitane Power Clean! Cu plăcere!
Pentru mai multe informații despre lumea minunată a sănătății orale, roagă-i pe părinții tăi să contacteze medicul dentist sau să viziteze pagina de internet www.oralb.com/stages.